a apărut un nou bucătar al unui președinte. Se numește Kropotenko. El nu mai este bucătarul lui președintelui Federației Ruse. Nu, el este bucătarul lui Zelenski. Are și Zelenski bucătarul lui, care îi prepară shaorma. Și Zelenski este nebunit după shaorma. Deci în plin război, când poporul său suferă o mizerie cumplită, Zelenski se răsfață cu shaorma și cu bucătarul lui.